Numărul mare de cazuri înregistrate în ultimele două săptămâni a dus la o creștere a ratei de infectare COVID de 4,49 cazuri la 1000 de locuitori și a determinat autoritățile locale să reintroducă măsura carantinei de noapte. Orașul Timișoara intră în carantină de noapte în weekend. Măsuri similare au fost luate și în alte localități din județul Timiș. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș a actualizat miercuri 22 septembrie restricțiile. Totodată, Severinul este în scenariul galben, însă părerile oamenilor sunt împărțite. Unii afirmă faptul că ar fi necesar având în vedere numărul mare de cazuri, iar alții spun că aceste restricții sunt inutile. E posibil și la noi, pentru că, după cum se vede, cazurile se mulțesc din ce în ce mai mult, dar nu avem ce face, trebuie să ne protejăm, să ne vaccinăm. Considerați totodată că sunt utile aceste restricții? Uneori da. Unde e aglomerație, da, e nevoie și de așa ceva. Trebuie să înțelegem că aglomerația și, nu știu, petrecerile și astea duc la astfel de lucruri. Era de așteptat. După îngrămădeala de la Mare și de la Antol și unde au mai fost în concedii oamenii, era de așteptat. Și șefa, e bună această restricție pe noapte, pentru că mai ales tineretul ăsta care se distrează, nu le pasă de nimic, de distracție. N-ați văzut recent anunta lui Simona Halep, deși Loredana, cu virusul. Deci, pentru tineri, asta vreau să fie, dar pentru oamenii bătrâni, cine mai iasă noaptea afară? Eu una nu mai ies de frică de aceea, dă părinte să mă mai distrez. Nu le mai arde la nimeni de ditat, decât la tine. Eu zic că e bună distracția. Dar, pe o parte, nu e bună în sensul că dacă am o urgență să plec la un medic, de exemplu, eu plec noaptea, ce fac? Mă prinde dimineața și îmi dă amintă. Asta nu. La asta nu sunt de acord. Trebuie folosită din nou acea declarație, pe tot vreau răspundere. Păi și de unde-i, domnișor, de unde-i declarațiile? Timișoara intră într-un nou scenariu în care se reinstituie carantina de noapte în weekend, între orele 20 și 5, iar vineri, sâmbătă și duminică, magazinele se vor închide la orele 18. Mie nu mi-e teamă de nimic, eu nu le înțeleg rostul restricțiilor astea. Ăștia organizează congresul PNL-ul acum cu 5.000 de oameni și ei îi impun restricții la 150 sau la intrarea într-o cafenea. Nu mai pot să mă duc să beau o cafea, că trebuie să prezint certificatul măsă. Ce rost au restricțiile astea? Ne explica și mie. Însăși medicii nu știu cum să răspundește acest virus, cum să răspundește. Nu spune unul clar, bă, prin atingere, prin aer, prin... E o bulibășeală întreagă. Două localități limitrofe Timișoarei, Marovița și Bucovăț, intră complet în carantină după ce rata de infectare a depășit 7 la 1000. Cât în ceea ce privește organizarea de nunți, botezuri și alte evenimente la final de săptămână, dat fiind faptul că la Timișoara rata de infectare este de sub 6 la 1000 de locuitori, o decizie se va lua vineri.